Agricultura în Republica Moldova poate fi profitabilă dacă te informezi corect atunci când îți dorești să dezvolți o afacere, ca apoi să investești inteligent. Asta știe deja Lilia Dorofei din satul Căzănești, raionul Telenești, care împreună cu soțul muncesc pentru a obține rezultate. La început a fost plantare cărbujilor și a porumbului pe o suprafață de 65 de ari. Am început de la 65 de ari și s-a revenit soțului cota valorică, adică cota de pământ care din... De unde a lucrat în colhozul anterior care era. După aceea ne-am extins și ne place, suntem mulțumiți. Sunt lucruri plusuri și minusuri, dar merge. Soții Dorofei au început afacerea de la o suprafață mică, dar cu timpul au înțeles că munca în agricultură îți aduce plăcere și chiar un venit stabil pentru familie. La început a fost puțin pentru necesitățile familiei, dar încet cu încet am văzut că necesitățile familiei, odată cu creșterea familiei, au fost nevoie ca să fie mărite și de la asta s-au început primii pași. Am cumpărat o cotă, pe urmă încă una, a intrat în gust, a devenit o deprindere și adică am ajuns acum la 150 hectare, la ceea ce... Adică în special am întins cât mai mult, dar până la urmă nu știi mult până unii, adică pofta vine mâncând, ai un pic, dar vrei mai mult. Antreprenoarea se bucură de rezultatele muncilor, mai ales că și copiii le-au urmat exemplul. Mă mândresc că am tehnică, mă mândresc că avem un depozit, mă mândresc că avem niște terenuri frumoase îngrijite, mă mândresc că sunt copiii lângă mine și nu-s plecați niciunul peste hotare și ne stăruim de la o zi la alta să-i atragem în afacerea noastră și să le cultivăm dragostea față de pământ, față de baștină, față de oamenii din jur, față de ceea ce facem noi împreună cu soțul. Cu timpul și-au dorit să dezvolte afacerea, având ambiții antreprenoriale mari, au avut nevoie și de bani în plus. Astfel au studiat atent piața bancară. Și m-a frapat foarte mult la Fincombank și mi-a fost foarte ușor cu dânșii să lucrez. Unul la mână, îs rapiz, am apelat la dânșii, în două zile s-o hotărât problema. Îmi place procentul cu care ei ne deservesc. Și îmi place, cum să vă spun, să mă înțelegeți. Ei sunt concreți. Îți primești, nu-ți primești. Nu te duc în eroare, nu te țin mult timp, nu te lungesc. Mulți ar fi ales să plece în situația creată din țară. Acești fermieri au rămas acasă și au crezut că pot să aibă succes. Pământul bogat nu te face, dar să mori de foame nu-ți dă. Nu-ți dezamăgit în pământ. Nu-ți dezamăgit în Moldova și adică nu cred că undeva peste hotare e mai bine ca la tine acasă. Totuși acasă e ca acasă și smerți să fie aici. E greu, foarte greu, dar nu e nicăieri ușor.